Bună seara, stimați telespectatori, ca de obicei ora 18, ora adevărului, o emisiune care este dedicată alegerilor. Nu vă speriați, stimați telespectatori, este ultima, după aceea o să reintrăm în normal cu emisiuni, frumoase emisiuni care vă sunt dedicate. De fapt și această emisiune vă este dedicată pentru că doriți și dumneavoastră cu siguranță să știți ce s-a mai întâmplat, care sunt ultimele rezultate, chiar rezultatele finale în urma votului de ieri, vot în care am ales un deputat pe Colegiul 2 și am ales pe cine să trimitem în Parlamentul Europei. Acolo a fost vot pe liste, după cum știți. Vom dezbate toate aceste rezultate, le vom comenta alături de mine colegii mei de la Gazeta de Nord-Vest, redactorul șef Ciprian Butea. Bună seara, bine ai revenit, Cipri. Bună seara, bine v-am regăsit. Și Florin Dura, redactor șef adjunct. Bună seara, Florine, bine... Bună seara, bine ai revenit. De fapt, stimați telespectatori, după cum știți, am intrat și în direct, am avut ocazia să vorbim ieri cu colegii noștri care au fost pe teren, au fost în teritoriu, care ne-au ținut la curent cu veștile de acolo și astfel și dumneavoastră ați putut să urmăriți prin TV, să zic așa, procesul electoral din tot județul. O să încep prin a prezenta și titlurile care au fost astăzi în ziare, să vedem modificările survenite, iată în Gazeta de Nord-Vest, pe prima pagină, potrivit exit pollurilor, Alianța PSD-UNEPR-PC a câștigat europarlamentarele. Aici nu sunt modificări, până la urmă Alianța PSD-UNEPR-PC a câștigat la o diferență mare această europarlamentare. Vreo surpriză asupra scorului sau era de așteptat acest scor? Era de așteptat. Oricum, Liviu Dragnea, Victor Ponta spuneau că ar fi fantastic să obțină 40%, dar cred că și ei se gândeau la scorul pe care l-a obținut. Nimeni nu cred că s-a așteptat din PSD în mod realist la un scor mult mai mare. În schimb, la PNL la fel. O așteptare, toată lumea a zis că face sub 20%, iar și liderii marcanți ai PNL. Da, era oarecum normal. Nu știu ce a forțat Antonescu cu tot Tapao cu... La Satu Mare a fost oarecum între 5 și 10% pe localități, media județeană la europarlamentare 6%. A fost un episod interesant cu acel apel al președintului Adrian Ștef către electoratul PNL, fapt și imputat de altfel, dar cred că vom dezbate subiectul care... Vom dezbate efectul, pentru că, mă rog, ca știre de ultimă oră, celor care nu știți încă, stimați telespectatori, organizația județeană și municipală a PNL Satu Mare a fost desființată în urma unei decizii a biroului politic comunicată apoi, bineînțeles, de acum nu știu dacă e președinte, e interimar, e viitor președinte, fost viitor, Crin Antonescu. El și-a dat demisia la un moment dat din funcția de președinte, după care a condus ședința biroului politic în calitate de președinte, ca până la urmă să ajungă un fel de președinte interimar. E cam ciudat, dar mă rog, o să discutăm și despre acest lucru. Florine, părerea ta care e un scor la care trebuia să ne așteptăm, pe care l-a obținut PSD-ul? Eu cred că da. Este un scor, cum să spun eu, așteptat. Și un lucru interesant, bine, la nivel național, un lucru interesant este și la nivelul județului Satu Mare. La alegerile din 2009, din câte știu eu, PSD-ul a obținut la vremea respectivă un 20,61%. La alegerile din 2014, vorbesc de pentru europarlamentare, a luat cu aproape 1% mai mult decât atunci, în condițiile în care PDL-ul era puternic la vremea respectivă, era cum e mult mai slab. Chiar dacă e pe primul loc în județ la alegerile europarlamentare, chiar și ei au scăzut în procente, cu circa 4% față de ceea ce obținuse în 2009. Între timp, pe scena politică au apărut și alte partide. Fac aici referire la Partidul Mișcare Populară, la Dan Diaconescu, Partidul Poporului Dan Diaconescu și alte partide. La nivel național, nu știu dacă neapărat mă surprinde, dar mă bucură faptul că actorul Mircea Diaconu a obținut un scor atât de mare, practic este pe locul 3 sau 4 la nivel național. Da, aproape 7%. Aproape 7%. Vorbind, mare actor, transformat în mare actor politic până la urmă.
după alegerile de ieri. Lucrurile astea o să așteptăm și părerea dumneavoastră în partea a doua a emisiunii și cea mai bună interpelare va beneficia și de un premiu. Așadar, rămâneți la discuțiile noastre și sigur că da, exprimați-vă părerea și opțiunea în partea a doua a emisiunii. Este foarte importantă părerea dumneavoastră, a telespectatorilor, legat, bineînțeles, acum vorbim despre aceste alegeri. Cea mai bună intervenție va fi premiată. Revenim puțin la titlurile pe care colegii noștri le-au scris pentru dumneavoastră. Iată, Ovidiu Silag este noul deputat în Colegiul 2. Aici, sigur, o diferență destul de mare între exit poll-uri și rezultatul real până la urmă. Erau 11%, 11% practic, aproape 12% între ceea ce ne se spunea ieri, ce ne spuneau ieri sondajele. Era cotat undeva la 47, da, și astăzi avem practic rezultatul final 35,96 în procente. O diferență destul de mare, nu știu pe seama ce se poate pune. De exemplu, ieri a fost într-o zonă din Colegiul 2, Viile, Satul Mare mai exact, acele domnișoare care făceau aceste exit poll-uri, am stat de vorbă cu ele, s-au confruntat cu o situație de mai întâlnită, haioasă. Domnișoarele respective nu s-au înțeles cu electoratul, cei care au ieșit de la urne, pentru că nu vorbeau maghiară. Ne vorbim maghiară, s-au panicat la un moment dat și au sunat la firma respectivă care se ocupa de acest sondaj și l-au spus să trimite pe cineva care vorbește maghiară. Ori vă dați seama că n-au avut pe cine să trimită. De-aia este și interesant faptul. Bun, eu zic că aceia care nu vorbeau putea să-i treacă direct partidul cu care votează, nu mai trebuie să spună întrebări. Exact, oare cu cine votează? Ne-am iertat. Da. Cu cine votați? Ne-am Tudoc Roman. Dar totuși îl votați pe Silaghi? Ne-am Ișmeram, ne-am Tudoc. Atunci puneai sigur cu cine votează, adică nu era chiar o mare... Da, dar mă surprinde totuși această scădere de 4% UDMR, pentru că știm că electoratul lor este foarte stabil, dar au o mare problemă, în schimb, o mare problemă și mă refer la îmbătrânirea electoratului lor. Bun, dar dacă să ne uităm pe rezultate, pe cifre, pe Satul Mare, respectiv pe Colegiul 2, dacă vorbim de Colegiul 2, electoratul UDMR e la procentul care e reprezentat acolo în colegiu. Deci ei și-au cam făcut treaba, să zic așa. La nivel județean a fost o mică de problemă. Da, la nivel județean. Pentru că cât a luat Noci Sobolci după Ovidiu Silaghi? Păi 6.403 voturi, 28,52%. Deci aproape că 30%, da. Pentru că în Colegiul 2 cam asta e reprezentarea, 30% UDMR. Ei au cam ieșit, să zic așa, la vot. Au fost acolo. Da, alte câteva titluri, sigur că da, o să discutăm mai detaliat toate aceste cifre și rezultate. Participarea în Colegiul 2 mai mare decât cea de la europarlamentare și acesta era un lucru previzibil despre care am și discutat de altfel și am spus că așa va fi. Nu a fost spectaculos diferența de participare. Da. Este vreo 5%. Da, parcă. Este colegiul prezent, este puțin mai mare, dacă este să respectăm adevărul istoric, e puțin mai mare, dacă nu mă înșel, s-ar putea să mă înșel, este mai mare în Colegiul 2 peste decât media județeană. Dar anumite secții, participarea la europarlamentare în Colegiul 2 a fost mai mare decât pentru cele parțiale. Au fost 3 sau 4 secții pe care noi le-am luat ca și punct de să zic așa, de sprijin. A fost o chestie destul de interesantă. Dar una peste alta, într-adevăr, pe general, prezența a fost mai mare în Colegiul 2 decât media județeană. Pentru că au fost și zone cu o prezență destul de scăzută. Da, colegul nostru, Sas Lauran, scria de mobilizare la vot, rezultate previzibile. Deci înseamnă totuși că a existat o mobilizare și eu zic bună, făcută de partide, pentru că prezența totuși a fost, eu sincer nu mă așteptam. De aceea am și felicitat Sătmărânii că au înțeles că trebuie să mergi să votezi. Până la urmă e mai puțin important sau relevant cu cine, dar să mergi să-și exerciți acel drept și o prezență, eu zic, bună. Iată, pentru prima dată cred că de când sunt alegeri libere, suntem pe la jumătatea clasamentului, nu suntem printre ultimii. Eu nu mă așteptam, 33,32 prezență la vot pentru europarlamentare la nivelul județului Satu Mare. Eu, sincer, nu credeam că vom ajunge pragul de 30. Asta e un scor final, mă rog, o cifră finală. Da, 32%. 32% la nivel de mai ales după ceea ce am văzut dimineața, când procentele până în jurul orei 11, poate chiar aproape de 12, erau 1, 2, 3, maxim 4%, mă rog, în zona în care am fost eu. Deci foarte,
foarte, foarte puțin. Se pare că după ce lumea a ieșit de la vot, de la biserică, slujba, exact, a mai urmat o perioadă moartă undeva după la orele 3, 4, 5, când a fost caniculă, dar se pare că seara... Eu mă tot întreb, oare ce o să facă lumea care iese de la biserică acum până în toamnă? O să spun după ce te vede emisiune. După aceea, da. Și eu cred că tot acolo merg. Și eu. Da. Informația zilei, colegii noștri, iarăși titluri, sigur că da, sunt titlurile, rezultatele practic de ieri, pentru că între timp au mai avut loc mici modificări. Vreau să discutăm totuși un pic aceste cifre ale contracandidaților câștigătorului Ovidiu Silaghi. Mă refer acum aici, sigur că da, am vorbit despre Noș Sobolș, el a mers pe procentul UDMR, practic nicio surpriză, cam 30% era electoratul în Colegiul 2, cam în jur de 30% a luat și Sobolș, deci că, din punctul ăsta de vedere a fost normal. Dar marile surprize, din punctul meu de vedere, după părerea mea, sunt aceste cifre candidatului considerat surpriză și de notorietate și în cărți, Dan Diaconescu, 12,4% îl dădeau ieri colegii noștri, nu știu s-a finalizat până la urmă cât a luat, dar aici undeva în jur de 12%. Da, se pare că pe Dan Diaconescu l-a cam încurcat Noaci Sobolș, pentru că PSD chiar dacă a pierdut, adică PSD Alianța, mă rog, a pierdut, mă rog, oarecum, cred că a luat voturile românii, au mers pe varianta și pe candidatul absolut normal. Normal, care, cum spuneau și ei în campanie, a făcut ceva, rezultatele palpabile există, în afară de promisiuni senzaționale, gen plimbări cu Dede Mobilu, și astfel de ilepțile, spun eu. Să înțeleg că electoratul sătmărean, nu, academic vorbind, nu pune botul la... Da. Totuși trebuie să ne îngrijorezi și cele 12,4%. Exact. Că totuși... 12,4%, mă rog, cât 12,4%, ori mai fi fost el, mă refer la cel exit poll. Totuși, cei 12,4% au votat un om care, din punctul meu de vedere, nu vreau să-mi fac dușman pe nimeni, nu știu că trebuia să se ajungă la acest procent. De-aia te-ai îmbrăcat în mob. Ah, nu, n-are nicio legătură. N-are nicio legătură. Îți place cum îl critică pe Dan Diaconescu și el cu ăsta și dacă îl căutăm bine, are și el șarfă. Nu am problema cu omul. Cu omul în sine. E problema fiecăruia cum este și ce este. Însă, cum spunea și colegul meu, Ciprian, că venim cu promisiuni puerile în care el spera că lumea e proastă și că pune, cum ai spus tu, botul la vrăjelele lui. Dar, uite, se pare că lumea... Totuși, sunt acei 12% sau cât o fi fost până la urma urmei la final. Dar mă bucur că lumea a înțeles că e ok să nu-l voteze pe Dan Diaconescu, mă îngrijorează puțin procentul care l-au votat. Dar, în fine, e care are de să facă ceva. Ileana Blidar, tot în jurul cifrei de 12. Asta, după părerea mea, este o surpriză. Da, 12,01%. Potrivit, 12,01%, da, potrivit datelor oficiale prestate astăzi de biroul electoral de circumscripție. O campanie foarte agresivă. O campanie într-adevăr agresivă, da, door-to-door. Chiar obraznică uneori. Ca și multe alte partide au ales să facă o campanie door-to-door. Se pare că a dat roade, cel puțin în cazul său. Sergiu Băbășan dădea eu sondajele 12%. Sergiu Băbășan tot în jurul cifrei. 12%, cât a rămas final? 6,9%, deci aproape 7%. El chiar a fost agresiv. Deci a avut și anturajul său a fost extrem de agresiv. Da, am avut ocazia în emisiune, sigur că da. Povestim nu prea. În schimb, la Laura Bota, în final a fost 4,76%, 1070 de voturi. Aici mi-am permis oarecum să fiu puțin mai sarcastic astăzi în discuțiile cu colegii mei. A fost foarte interesant. Dumnezeu spunea că are 1500 de membri la Satu Mare și doar 1070 de voturi. Eu să înțeleg că 33% din membrii partidului nu au votat-o. Ori aici se pare că n-au votat-o sau ca să nu fim noi, n-au fost la vot. Da, sau n-au fost la vot și acolo e o problemă destul de mare. Nu știu, să fie un vot în alb, un vot de protest, bine, glumind oarecum, un sarcasm mai forțat așa. Poate dar că nu totuși rămâne, cifrele vorbesc de la sine și rămân.
Deci dumneavoastră susținea că are 1500 de membri. S-ar putea să nu aibă 1500 de membri, dar oricum rămâne situația puțin haioasă acolo. Eu sunt surprins puțin de scorul mic făcut de doamna Laura Bota, dar asta este. Mă mai surprinde apropo de... Oricum, dacă îmi permiți, chiar o parte scurtă, dumneavoastră s-a declarat extrem de mulțumită de acest scor, spunând faptul că este la început de drum și pentru un partid care este de câteva luni pe scena politică, este foarte bine. Să sperăm. Da, așa cum amintea și Răzvan Govor, directorul televiziunii, când ești la început de drum, e un scor bun, 4,8%. Mi-am permis să-l citez pe Răzvan. Editorialul semnat în informația zilei, Dumitru Păcuraru, politica deductivă se numește analiza pe care Dumitru Păcuraru o face. Este vorba tot despre votul de la euroalegeri care se transformă în calcul pentru prezidențiale. E o temă pe care am mai discutat-o și eu nu sunt în totalitate de acord că aceste rezultate, respectiv cele de la europarlamentare, reprezintă un barometru foarte strict și foarte exact a ceea ce se va întâmpla la prezidențiale. Pentru că, revenind, suntem în jur de 33%, noi suntem peste media pe țară, nu? Ca prezență. Cred că da. Da? Deci să da, zicem peste. Că undeva media pe țară probabil că e în jur de 31-32, dacă bine știu, da? La acest tip de alegeri, mă refer la europarlamentare acum, nu la Colegiul 2, medie care la prezidențiale se apropie de 50%. Se apropie de 50%, de obicei miza la prezidențiale. Sunt oameni care la alt tip de alegeri nici nu merg, dar merg la prezidențiale. E vorba totuși de, mă rog, măcar la nivel, alegi președintele, deci măcar la nivel de... Aici cu 50% și cu aceste procente, cred că procentele sunt mult mai mari în realitate, pentru că știm eterna problemă cu morții care sunt pe listele electorale. Morții și răniții, da. Morții și răniții, exact. Deci, și care procentul cred că e puțin mai mare totuși și la noi. Da, dar tot, același procent se va reflecta, mă rog, și la prezidențiale. Și atunci partidele trebuie să își pună problema că, atenție, 20% care... Practic la 30% înseamnă undeva la 70% în plus, pe care nu-i știi. Nu e neapărat că ei să se împartă tot proporțional pe aceste rezultate. Nu e neapărat. Pentru că nu-i poți contoriza foarte bine. Și atunci eu consider că totuși, ca să zici că acest scor l-ai putea obține automat și la prezidențiale, mi se pare ușor greșit. Da, eu cred că și liderii alianței PSD-UNPR-PC se gândesc foarte serios la acest aspect. De aceea se reîncearcă reformarea USL, bine, și din alte, clar, și din alte rațiuni. Ar fi respectarea angajamentului asumat. Da, dar e foarte important, să iei și din electoratul de dreapta, pentru că rămân numai Ponta pe șichierul de stânga, nu o să facă 50%, asta este evident, și atunci, matematic vorbind, restul partidelor vor vota în turul 2 pe candidatul dreptei, ceea ce poate fi. Așa este, numai că cei care sunt cei de 33, poate nu sunt chiar 33, undeva sunt 20% care sunt mobilizați de partidele politice, sub o formă sau alta, sunt mobilizați să vie la vot. Mai rămân cei 80% care, în general, votează atunci când se duc să voteze genul de votări uninominale, adică pe persoană, mai puțin se iau și după de cine sunt susținuți, dar mai puțin se iau, mai ales, eu vorbesc acum în special și în zona rurală, votează efectiv omul. Nici nu contează din care partid face parte, pur și simplu votează omul. Asta da. Și în cazul primarilor, dar cred că într-o oarecare măsură acest considerent se va trece și la alegerea președintelui. Da, foarte interesantă cifra pe care a obținut-o Mircea Diaconu. Vorbeam de o adevărată surpriză. Mircea Diaconu singur fiind a obținut cât un partid care a intrat în... cât mai mult decât UDMR-ul, mai mult decât PMP-ul. Da, aproape 7%, dacă nu mă înșel. Da, aproape 7%. Final, sociologii vorbeau de un semnal extrem de important în cazul Mircea Diaconu. Despre faptul că cei care l-au votat pe Mircea Diaconu provin dintr-o zonă puternic urbanizată.
Și politicul ar trebui să înțeleagă, să se orienteze puțin, pentru că noi marșăm pe, și marșează general pe urbanizare. Deci trebuie să se meargă în acest mediu urban și să se meargă aplicat către acest electorat, pentru că, vedem, poate a fost și un vot de protest, se vorbește că a fost un vot de protest, un vot care a rupt de la PNL, dar nu cred. Eu cred că și foarte mulți indeciși au ieșit și aici s-a dovedit pe undeva puterea presei, respectiv puterea unei televiziuni. Indiscutabil. S-a văzut clar puterea unei televiziuni care l-a promovat Blana. Care a reușit. Și bine, interesul a fost să rupă clar din voturile PNL ca să forțeze chiar demisia de astăzi, care s-a și întâmplat de altfel. Da, sigur, multe titluri toate pe această temă. Noi continuăm cu această discuție și vreau să revenim un puțin la, repet, o știre oarecum de ultimă oră. Au fost desfințate organizațiile județene a PNL, organizația județeană, respectiv municipală, după o ședință a biroului politic PNL. Avem și o știre, răzbunarea ca armă. E titlu. Acum, arma cui? E răzbunarea. Până la urmă, toată buba a pornit de la faptul că Tăriceanu a fost primit... Da, varianta oficială, că, mă rog, centrul de greutate al acestei decizii, cred că este clar. Este clar reprimirea lui Tăriceanu. Scuza oficială este rezultatul foarte slab. Cum spuneam, între 5 și 10%. La europarlamentare, respectiv 6 și ceva la sută pe județ, da. Cred că a și fost fatal. De altfel, Crin Antonescu a și declarat astăzi acest lucru, că reprimirea lui Tăriceanu PNL via Satul Mare, sau citez, ușa din dos, cum spuneau liderii demisionari și interimari, deveniți interimari ai PNL, Virgil Enătescu, niște declarații destul de interesante astăzi, și domnia sa. Bine, domnul academician, am înțeles că a fost interimar, sau numit interimar, până imediat, da, după alegeri. A fost decanul de vârstă, a acceptat, fiind puțin mai cu experiență. El se consideră chiar un kamikaze din acest punct de vedere. Nu se mai știe mare lucru. A fost Norica Nicolae, președinte interimar, tot felul de surse venite pe tot felul de canale, mai mult sau mai puțin oficiale. Din păcate ne-am reușit să luăm o poziție chiar oficială din partea conducerii PNL, care am înțeles că oricum în cursul zilei de mâine, dacă nu mă înșel, vor ieși public destul de serios cu informații clare să facă lumină în această nebunie. Da, ce spui, Florine? Până la urmă era de așteptat că organizația din Satul Mare va dispărea într-un fel sau altul, pentru că erau clar în contradicție sau în conflict deschis cu cei de la București. Așa este. Mă depinde și din ce punct de vedere privește organizația din Satul Mare. Care dintre cele două organizații din Satul Mare? Cea desfințată sau cea interimară? Acum, situația este așa cum este, nu avem ce să spunem. Ideea este la mine... Eu văd din alt punct de vedere. Eu, din câte știu, atât domnul Crin Antonescu, cât și vicepreședinții și membrii biroului permanent au dimisionat în bloc. Acum mă întreb dacă decizia de desfința filiala de la Satul Mare, nu știu cât este de constituțională din acest punct de vedere. Adică dimisionez și desfințez. Nu știu, eu dacă îmi dau demisie de aici nu mai am ce decizii să mai iau în situația de față. Tu pui din punct de vedere a președintele Antonescu? Da. Păi bun, el a demisionat. Și Antonescu și biroul permanent. Statutare e simplu, adio, dar rămân cu tine. Deci da. Este acel articol descris, practic. Bun, până la urmă... Deci nu știu cât e de statutară această decizie. Această decizie de a dizolva filiala din Satul Mare. Ei au luat-o decizia prin... Bine, că a condus ședința Antonescu, dar decizia au luat-o prin biroul politic, care este organul lor legislativ suprem, să zic așa. Și se pare că au luat-o într-o așcare unanimitate. Acum, nu mai știu exact, pentru că și trecerea liberalilor la Partidul Popular... Da, a fost o decizie departe de unanimitate. Chiar poți să spui că oarecum sensibil legală, cel puțin așa declara Radu Stroie la un moment dat, că au fost, nu știu, vreo 12 abțineri, vreo 45 împotriva intrării cu Partidul Popular și vreo 50, deci da, undeva acolo. Și din păcate Radu Stroie a plătit extrem de scump
acest, această declarație, pentru că a fost și el îndepărtat din PNL. A fost executat la rândul lui din PNL. Această politică de forță, politica pumnului în gură la un partid care se consideră liberal, pe mine m-a șocat și vă spun, sunt efectiv frapat. Adică, nu știu. Este plus că marea, să zic așa, marea surpriză a fost plecarea lui Iohannis, care până la urmă era un om greu a partidului și un om... Da, să revenim la oile noastre, de fapt, tot oile noastre sunt și... Apropo de oile noastre, dacă îmi permiți, Victor, ținând cont de faptul că domnul Călin Popescu-Tăriceanu a fost... este membru al PNL, sau a fost membru al PNL în Satu Mare, recent desfințat, lui nu i s-a permis să participe la ședința PNP-ului, pentru că spunem că nu este membru al PNL acum. Da, acolo iarăși a fost. Dar revenim și mai mult, mai aplicat în Satu Mare, a plecat așa, să ne aplicăm puțin în zona asta, se pregătește revenirea unui apropiat, nu aș vrea să greșesc până nu avem o poziție oficială, al unui apropiat, al unui alt lider contestat. Un alt fost lider al PNL, dar de ce să nu spunem? Radu Bud. De Radu Bud. Se încearcă readucerea celor doi în zona de conducere a organizației județene. Știm foarte bine, au fost acele disensiuni destul de mari între Ovidiu Silaghi și Radu Bud. Da. Că motiv... Au provocat și o anumită ruptură la un moment dat. Exact. Deci deocamdată au câștigat, dar se pare că pe acest val, numit Crin Antonescu și decizia Biroului Politic Național al PNL de astăzi, aceste persoane încearcă să revină în fruntea PNL. Nu știu ce măsură vor și reuși. Să se refacă cum ar veni echipa. Să refacă și sunt curios în ce cu măsură... Culian tu Tăriceanu, exact. Că și relațiile măsură... bune pe care le-au ambii cu Tăriceanu, s-ar putea crea Tăriceanu să medieze această apropiere. Și să vedem cine va câștiga sprijinul organizațiilor municipale, respectiv orășenești comunale puternice PNL din județ. Vorbim de Medieș, Carei, care chiar dacă s-a clasat pe locul 3, la Carei rămâne o organizație foarte puternică. Și mai sunt câteva destul de puternice în acest județ. Ardudu. Deci da, eu cred că aici este miza și plus că semnalele nu sunt tocmai pozitive pentru fosta conducere. Da. Interesantă, să zic așa, interesantă această viață politică sătmăreană, de că am fost invidiați de colegii din presa de București, să zic așa, care spuneau, păi noi ne pierdem timpul pe aici prin București, la voi vine ăla, vine... Măcar așa s-a auzit și de Satu Mare și știe că Satu Mare e și Satu Mare, nu e și de Maramureș. Sper să afle chestia asta. Nici Maramureș, nici o să creadă că e un Olt, că am venit, da. Sigur că da, revenim puțin la, așa cum am zis, oile noastre, la figurat vorbind, avem două doamne care, eu zic, cu rezultate bune, s-au clasat pentru acest colegiu 2. Așa cum spunea puțin mai devreme și Ciprian, o campanie destul de agresivă, doamnei. Agresivă, da, dar totuși un scrutin destul de liniștit, dacă ei să vedem în vedere faptul că nu prea au fost sesizări la biroul electoral, deci cu circumscripție, mă refer pe colegiu 2. Toată lumea a aruncat cu acuzații în stânga, în dreapta, n-a fost nicio sesizare scrisă. Da. Da, acuzații mai s-au făcut, dar cum spui tu, doar la nivel de ăsta exact. De bârfă. Și s-au rezolvat toate, s-a clarificat, mai mult sau mai puțin verbal sau scriptic, la nivelul birourilor, secțiilor de votare. Acest lucru spune astăzi foarte clar președintele BEC Satu Mare, judecătorul Mihai Gelu Coman, cu subiect și predicat. Nu, pe noi ne-am mirat. Am fost pe teren, am constatat câteva nereguli, dar până la urmă se pare că s-a clarificat. Semn dacă și n-au ajuns până la BEC, da. Sau BEC... Și oricum eu aș felicita personal instituția prefectului și mai în special pe prefectul Eugeniu Avram. Din păcate nu pot să spun acest lucru decât pentru toți cei din instituția prefectului, toți angajații de la instituția prefectului. Din păcate spun acest lucru, dar prefectul Eugeniu Avram rămâne un om deosebit. Deci a demonstrat foarte clar că face față, că l-am gestionat... Exact, am sesizat niște nereguli, vă spun foarte sincer, într-o jumătate de oră am mers înapoi la acea secție de votare, s-a rezolvat problema, s-a remediat. Deci din acest punct de tu vedere... Tu ai prins acea neregulă la vii, nu? La vii, la Satu Mare, neregulă e puțin spus. A fost o situație absolut incredibilă, în care un membru al reprezentantului partid politic, vă spuneam și ieri în
secția de votare, practic dădea directive în ambele secții. Președinta de la secție care corespundea alegerilor parțiale din colegiul 2 a stat, ea primea ordine de la acel individ. Și am întrebat-o, bine, ok, dar cine e președintele? Și domnul ne-a întrebat, păi de voi cine sunteți? Păi cine sunteți dumneavoastră? Plus că a intrat cu persoanele în cabina de vot, le-a indicat clar, că avem filmat, le-a indicat clar cu cine să voteze, cu cine și cum să voteze, exact. Lipsă totală de reacție a președintei secției de votare. Da. Cealaltă de la europarlamentare, doamna președinte de la secția pentru europarlamentare, a avut o ieșire. Când ne-a văzut pe noi, ne-a cerut sprijinul nou. A zis, doamnă scumpă, cu tot respectul, noi suntem mass media, nu avem voie să intervenim. Deci noi suntem aia care exact, latră. Care latră, dar latră așa, fără să mușcăm. Fără să mușcăm. Moment în care am cerut să se adreseze biroul electoral în circumscripție, instituției prefectului, fapt care a și făcut până la urmă și s-a rezolvat. Într-o jumătate de oră totul a fost... Deci cu atât mai mult de apreciat, pentru că după, nu știu ce legislație a intrat cu incompatibilitatea funcționarilor publici, din acea cauză s-a ajuns, stimați spectatori, la cazuri în care să fie chiar lipsă, penurie de președinți, de comisii, vicepreședinți, sau să fie foarte mulți care au participat prima dată, care au fost pentru prima dată în această postură. Și cu toate acestea, în alte zone, majoritatea zonelor, a fost în regulă. N-a fost bine, except în cazul de la Lazuri, în care am înțeles că membrii secției au mers să se culce. Oricum au zis da, că... Da, ei au mers. Păi ce să zic, s-a terminat, mergem, dormim și noi mâine vedem ce facem. Florine, tu ai avut incidente pe unde ai fost? Ai fost în zona orașului, cuțit. Nici, tot întrebam dacă nu s-a făcut buzunare în plus pe acolo, nu s-a făcut. Nu. A fost o... Bine, probabil la ei, fiind, nu având o lipsă, o miză... Da, o miză clară apropiată și directă, ei, da. Nu au s-au o să făcut. Luăm o scurtă pauză publicitară, stimați telespectatori, după care vom reveni. Nu uitați, avem un premiu pentru cea mai bună întrebare, cea mai bună interpelare din partea a doua a emisiunii, așadar rămâneți alături de noi și, bineînțeles, așteptăm telefoanele dumneavoastră, pentru că părerea dumneavoastră, repet, în fiecare emisiune, dar și acum, cu ocazia alegerilor, este foarte importantă. Părere legată, cum au, dacă ați fost în primul rând să alegeți, cum au decurs, dacă vă așteptați la aceste scoruri, repet, avem un premiu pentru cea mai bună intervenție. Publicitate, revenim. Am revenit, stimați telespectatori, din acest moment aveți un număr de telefon afișat pe ecran, așteptăm și părerea dumneavoastră despre alegeri, vorbim despre rezultatele acestor alegeri și avem și un premiu, repet, pentru cea mai bună intervenție, așa că sunați-ne, părerea dumneavoastră este foarte, foarte importantă, pentru că până la urmă dumneavoastră ați fost cei care ați mers la vot, ați votat sau poate n-ați mers la vot, n-ați votat, dar oricum a fost o prezență bună, avem un prim telefon, bună ziua, cu cine stăm de vorba? Bună ziua, cu domnul Gheorghe. Ce faceți, domnul Gheorghe? Ați fost la vot ieri? Mă uit la dumneavoastră. Am fost, sigur. Ați fost? Cu tot staful meu, că am aici și staful meu. Așa trebuie. Domnul Gheorghe, dumneavoastră cum vedeți rezultatele? Acum se cam știe, cam fiecare ce, cam cât a luat. Știți cum le văd? Cum a fost înainte de a începe și campania lor de... promovarea lor de... Deci asta a fost de știut. A fost de știut cum s-a terminat. Am pentru înțeles. Că vă spun un lucru. Doamna Bota, îmi pare foarte rău, e născut aproape de mine, unde m-am născut eu. Dacă dânsa nu urca în barca în care a urcat și era independentă, vă garantez că avea mai multe voturi. Mai multe voturi, așa cum a făcut și Mircea Diaconu până la urmă și ați văzut câte voturi. Da, da. Domnul da. Diaconescu? Nu, domnul... El cu, da? Cu PPD-ul lui. O venit și au zis, hopa, mă duc în satul mare că sunt oameni proști. Săraci, pardon. E, suntem noi săraci, dar nu suntem și proști. Corect. UDMR-ul a pierdut pentru că, vă spun sincer, la noi se face politică și pe bancă, în parc, și la bufet, și acasă. Am întâlnit persoane care au spus, da, păi eu nu mă duc la alege, că tă pe cine vreau ei, aleg. Da, dar nu e bine, domnul Gheorghe, măcar să știm că am pus noi ștampila acolo, acum... Păi, dar nu înțeleg, deja v-a le explic. Da. Iar mirarea e că
Diaconescu a luat ceva voturi, nu știu ce. Astea sunt o întâmplare, pentru că am văzut la televizor că întreba că mergeți la vot, da, dar ce votați? Păi nu știu. Știți? Și păi cineva întâmplător o mai pus acolo, că de vă doi simpatizați a lui Ștampila. De nici nu știu că pentru cine votează. Da. Astea-s problemele. Da, domnul Gheorghe, vă mulțumim foarte aici, mult. Aici, încă un cuvânt numai, aici au avut mare influență și mass media, televiziunea, ziariștii, pentru că au dezvăluit foarte multe lucruri. Da. Știți? Și alea contează foarte mult. Deja va veni ei și te bat o săptămână dacă ar veni să-mi spun că eu ce-l fa. Dacă odată m-a oșelat cineva, eu vorbesc în numele meu, eu de la mi-am luat nădejde. Înțelegeți ce vreau să spun? Am înțeles, Poți să bată cât ori vrea ei din gură. Vă mulțumim, da, domnul Gheorghe. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Și noi vă mulțumim. Continuăm să așteptăm telefoanele dumneavoastră. Până la urmă, părerea dumneavoastră este cea mai importantă și, ca de obicei, telespectatorii noștri au păreri pertinente, așa cum a avut-o și domnul Gheorghe. Noi așteptăm telefoanele și a celor care n-au fost la vot. Poate ne spun de ce, poate chiar ne convin că e mai bine să nu mergi. De aceea așteptăm, repet, avem și un premiu pentru cea mai bună intervenție. Așteptăm să ne sunați. Revenim, sigur că da, la subiect... Până la urmă avem și un președinte interimar al organizației județene, deputatul Romeo Nicoară, de ales în sectorul 3, dacă nu mă înșel, din București. Da, la București, da. Așa, el a plecat oarecum de aici, a fost oarecum izgonit, susțin gurile rele din PNL. Am dat câteva telefoane astăzi, am vorbit cu liderii destul de însemn marcanți din anumite organizații din județ, cu permisiunea dumneavoastră, n-am să le dau numele. Deci, practic, el avem o certitudine până acum. Deci, Romeo Nicoare. Da, puteți să ne sunați și pe această temă. Repet, s-a dizolvat organizația atât județeană cât și municipală PNL. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Ola, sunt Radu, colonelul. Salut, Victoran. Să trăiți. Ce faceți, domnul colonel? Bine fac. Nu te-am auzit de un secol. Nici nu te-am mai văzut. Unde umbli? Păi dacă nu vă uitați la televizor sau nu-i dați drumul când vă uitați la el. Permanent mă duc la ora satului și la tine și la mitică, tot timpul mă uit. La ăștia cu mai de la mai țărani, așa. Da, păi nu, ce să face? Domnul Radu! Ce vreau să spun eu, vreau să comentez, dar nu mult, așa să... Așa, pare foarte curioasă candidatura domnului Stilag. În fine, o venit de la PNL, la PSD, o câștigat alegerile... Să le mulțumească la Sătmăreni că au fost domni. Nu zic mai mult. Cu siguranță să le mulțumesc. Au fost domni, așa cum zice. Păi așa suntem noi sătmărenii, domni. Așa, mari domni, nu domni. Știi cum a zis episcopul nostru de Maramureș? Așa au zis despre sătmăreni, că sunt niște domni. Păi de-aia vine și dânsul. Așa, ca rezultate erau de așteptat, domnul colonel, rezultatele astea? Surprize? Apoi, sigur că era de așteptat, că așa e. Dan Diaconescu putea face vreo surpriză în satul mare? Nu a putut face Dan Diaconescu în satul mare, dar nu vreau să aduc critici sătmărenilor, dar ori făcut o greșeală că i-au dat atâta voturi. Asta spuneau și colegii mei, că... Deci, sătmărenii au greșit aici. Cu ceilalți candidați nu comentez, doamna Blidar, doamna Bota, deci fiecare are dreptul să-și depune candidatorii, dar totdeauna se rup voturile din partea românilor, ca să zic așa, dacă suntem la concurență cu UDMR-ul. Vreau să semnalez un lucru foarte, foarte curios. Eu am fost la Rușeni și vreau să-i scot în evidență pe rusani, cum le place lor să spună, s-au prezentat în număr neașteptat de mare la vot și, într-adevăr, au votat așa frumos și corect. Fără incidente, fără nicio problemă și... Deci au fost un număr mare, merită să-i lăudăm pe cei din Rușeni, spune. Merită să știți la cât sunt ei acolo și cât de îmbătrânit este sătucul ăla, merită să-i lăudăm. Altceva vreau să spun. Nu știu de unde s-a produs așa o lucru foarte curios. Noi am fost două comisii
una la parlamentare și una la, la europarlamentare. Da. Eu am fost în comisia de la parlamentare, europarlamentare. Cei de la parlamentare au putut vota pe liste suplimentare. Foarte interesant, noi de la europarlamentare, deși eram în colegiul respectiv, unii, n-am putut vota pe liste suplimentare. O trebuie să venim în oraș. Și ne-am părăsit postul, evident, pe riscul nostru. Da. Da, domnul Radu, pentru că la europarlamentare am înțeles că se permitea acest vot pe liste suplimentare. Tocmai asta spune colegiul că la parlamentare nu se problema poate. Este într-adevăr așa. Este așa, dar acest lucru era valabil dacă alegerile erau generale. Dar cum au fost numai parțiale, foarte bine puteam vota și noi pe liste suplimentare, pentru că oricum votul nostru nu se dădea în Carpați 2, să zicem unde stau. Eu că îl dădeam la Rușeni și tot acolo se număra. Da. Da, domnul colonel, vă mulțumim pentru intervenție, rămâneți alături de noi și încă o dată felicitări pentru sătenii din Rușeni, dacă spuneți că au participat în au votat și au votat așa cum trebuie să voteze niște oameni responsabili. Vă mulțumim. Îți mulțumesc frumos că m-ai ascultat, îți doresc la mulți ani, redacție și tuturor prietenilor noștri și ai tăi. Mulțumim mult, domnul colonel. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră despre vot și rezultatele acestui vot vorbim astăzi. Sigur că da, așa cum știți, păreri pertinente de oameni care au fost la vot, care, iată cum a fost domnul colonel, chiar în comisie, a făcut parte din această comisie, sau, mă rog, aceste comisii care... Discutam, dacă îmi permiți, mai devreme despre campania electorală agresivă a celor de la PDL și al celor din stafful lui Sergiu Băbășan. Chiar mai devreme spunea și domnul Gheorghe că politica se face și acasă, și la bufet, și la bir. Pe mine mă surprinde foarte mult campania electorală foarte soft, aș spune eu, a celor de la UDMR pentru Narcis Sabălci. A fost o campanie, nici nu țin minte să mai fi fost o campanie atât de ușoară, atât de neimplicată. Da. Domnul Erdei spunea chiar în ultima emisiune pe care o aveam că e o strategie oarecum la nivel național impusă de UDMR ca, mă rog, campaniile UDMR să se desfășoare cu mai puține investiții, sau cum să le spun, sunt niște investiții în materiale, în se pare că au avut și efect. Și tot acel door-to-door, pe mine mă distrează că am descoperit noi acum door-to-door-ul, acum toate partidele door-to-door, cred că le place și termenul. Adică ușă în ușă, ca să înțeleg alții. Da, pentru că eu ziceam step-by-step, step-by-step trec ei pe door-to-door, da. A fost și această campanie, într-adevăr... Făcând o comparație cu ce s-a întâmplat... Și această campanie, ușă în ușă, nu știu care sunt reacțiile oamenilor, nu știu dacă nu devine deranjantă la un moment dat. Ok, îl primești, dar nu e colindatul, adică, na, vine, povestește. Plus că ajungând, ca și aia, martorii lui, ajungând la ușa ta, când ai ajuns de la serviciu pe la 3-4, au ajuns la ușa, exact, numai de politică, da, ai cheptul în perioada respectivă să vorbește. Probabil o fi având și door-to-door avantajele. Eu sunt curios dacă n-a crescut numărul persoanelor mușcate de câini, în special în mediul rural. Dacă tot această campanie e din ușă în ușă. Nu, că și câinii știu ei, cu postași au și nicio treabă cu... Da, e sigur că da, politicienii tot încearcă să inventeze, să reinventeze metode, mijloace, de... Da, e normal. Rămânând puțin. Bună seara, nu mai puțin te întrerup să... bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, mă numesc Paula Fogaș. Și am făcut și o parte ieri, pentru prima dată, dintr-o comisie a unei secții de votare. Da, doamna Paula, care a fost impresia dumneavoastră după ziua de ieri, în general, sau dacă aveți anumite probleme? Nu pot să spun că ne-am confruntat cu niște incidente deosebite, atâta doar având în vedere faptul că am participat pentru prima dată ca și membru într-o comisie, am remarcat faptul că populația care a participat, care și-a exercitat dreptul la vot, a fost nu îmbătrânită, nu vreau să mă exprim urât, dar a fost foarte îmbătrânită în toate sensurile. Deci, practic... În sensul că s-au prezentat persoane, cred că media a fost undeva între, 60 și 90 de ani, și vă spun că o foarte mare parte dintre ei
habar nu au avut la ce alegeri vin, pe cine trebuie să voteze sau de fapt ce se întâmplă în secția de votare, unde trebuie să, de ce au venit și pe cine trebuie să aleagă. Deci, eu am fost foarte surprinsă, ca și simplu cetățean în primul rând. Da. Într-adevăr, populația probabil, nu știu, e mai conștiincioasă populația puțin mai în vârstă, mai și mai conștiincioasă și mai, să zic așa, disciplinată din acest punct de vedere. Adevărat, dar pe de altă parte, vă întreb și eu pe dumneavoastră, considerați că este drept ca niște persoane să-și exercite dreptul la vot și să nu aibă habar de ce votează? Sunt, de fapt, aceste persoane, până la urmă, conștiente de ce fac? Pentru că, până la urmă, prin votul lor, nu numai că influențează soarta unui oraș întreg, dar chiar și a țării, aș putea să spun. Da, într-adevăr. Părerea mea, dacă îmi permiți, Victor, nu au nicio vină persoanele acestea vârstnice care se duc la vot, că cei mai tineri preferă, cum a fost ieri, a fost timp frumos, ștranduri. Nu e vina lor. Tinerii au dreptul să meargă la vot oricând, pot să meargă să voteze, problema lor că nu se duc. Problema, doamna spunea foarte bine, nu, lumea nu știa ce anume votează. Aici e marea problemă, în definitiv. Exact. Da, din păcate. Doamna Paula, dar dumneavoastră așa, cum spuneți, rezultatele au fost de așteptat, era de așteptat să câștige Ovidiu Silaghi Colegiul 2 și scorurile care s-au înregistrat erau oarecum normale? Considerați că au fost surprize? Bine, era de așteptat să câștige Alianța PSD-UNPR, PC. Ați văzut și noastră în ultimele săptămâni ce campanie și-au făcut, câte personalități au venit în statul mare ca să susțină candidatura domnului Ovidiu Silaghi. Acum, din punct de vedere al experienței profesionale, domnul Silaghi, ce să spun, oare mi-ar fi plăcut, poate, nu știu, să vedem și altceva sau pe altcineva, pe oricare dintre ceilalți candidați, să ne arate ce poate. Adică consider că orice persoană, nu, până la urmă, are, sau până la urmă, cum să vă spun, dreptul, nu, să ne demonstreze ce poate. Ce poate. Bineînțeles, da. Nu, având în vedere că și-a asumat această responsabilitate de a candida pentru o poziție de deputat în Colegiul 2, pentru statul mare. Da. Vreau să întreb pe doamna Paula dacă dânsa consideră că dacă domnul Ovidiu Silaghi spunea că are o anumită experiență și are o anumită personalitate, dacă dumneavoastră personal considerați că dacă Ovidiu Silaghi nu ar fi fost susținut de Alianța PSD-PC-UNPR, dacă credeți că ar mai fi câștigat? Nu cred. Deci, sincer, nu cred. Deci, faptul că a avut în spate această alianță PSD-UNPR-PC, deci, practic, această alianță l-a susținut pe dânsul. Și a decis și a fost, victoria acum. Bineînțeles, a fost decisiv, bineînțeles. Dacă îmi permiteți și nu o întrebare, Sărbuna, ar fi foarte important pentru mine, deci știu cum s-au comportat reprezentanții partidelor politice în cadrul biroului secției de votare și dacă au fost agresivi sau nu, special din partea celor formațiuni care sunt puțin mai cunoscute pentru agresivitatea lor. Nu, deci nu, chiar n-aș putea să spun. Deci toată lumea a fost foarte decentă și nu, n-am avut astfel de probleme. Incidente, cel puțin, bineînțeles. Da, mulțumim mult, doamna Paula, rămâneți alături de noi. Unul dintre telespectatorii care intră în direct acum cu noi o să primească și un premiu, după care va veni mâine la sediul televiziunii. Noi continuăm această discuție, ne bucurăm că am reușit să intrăm în legătură, iată, chiar cu oameni care au făcut parte din secții de votare și care, sigur, că da, ne-au putut spune. Opinii foarte pertinente. Doamna a avut tot timpul din lume să facă o analiză în care s-a dovedit o concluzie pertinentă, în definitiv. Foarte interesant. Și a fost și interesantă să facă această analiză. Deci dânsa a fost interesată să facă această analiză. Că da. Putea să stea liniște într-o cameră, într-o secție de votare și să nu... Da, și să nu se intereseze deloc. Acum trebuie să recunoaște, cu siguranță mulți au fost care au mers. Hai că mi-au și eu un ban și... Da, bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, sunt Curpaș. Bună seara, domn profesor. Bună seara, domn profesor. Mă bucur că o văd pe toți trei, că sunteți porniți pe o treabă foarte bună și am intrat pe fir pentru că, sincer,
femeia care a vorbit înainte a avut perfectă dreptate. Și aș vrea să spun că în emisiunile pe care le-am văzut în campanie, emisiuni specifice campaniei, n-au fost specifice pentru că a fost, m-am uitat la informația, m-am uitat la TV1 și la noi, au fost emisiuni care n-au ajutat votanții cu absolut nimic. Am văzut niște oameni care s-au certat, care s-au bălătărit și care s-au făcut de râs, chiar oameni valoroși. Necazul este că ei n-au discutat despre ce înseamnă a fi europarlamentar și de aceea oamenii care i-au văzut au plecat nedumeriți. După fiecare emisiune, fiecare aștepta să le spună ceva. Cine e ăla? N-am auzit despre oameni din nimic. Au apărut niște partide care abia gânguresc în politică, cu niște reprezentanți de care n-am auzit. Dintr-o dată am văzut candidează nu știu ce, Bota, ceva aiureală. Nu se poate așa ceva. Iar rezultatele, să știți că nu sunt atât de grozave, dacă socotești numărul de votanți la toate partidele, să vezi că dă 25.000 sau nu știu câți oameni de la o populație atât de mare. Este chiar un rezultat slab ca număr de votanți. Adică am trimis în Parlament oameni votați de nimeni, de câțiva, de un punct de oameni. De către, dacă primiteți, domn profesor, de 35% mai exact, adică 23.000 de oameni din 66.000 de oameni au votat în Colegiul 2, de exemplu. Deci, practic, o treime. Nu, per total, la europarlamentar. Au fost 100.000 de oameni. Ei, gândiți-vă ce oameni, cu cine au votat. Ăștia nu sunt reprezentanții țării. Sunt niște reprezentanți a unui grup de oameni, mănunchi de oameni. Și rezultatele sunt astea. Dacă își permite oricine să... De fapt, partidele sunt de vină și regret foarte mult. Se dă atâta crezare la fel de fel de partide tabachiere din astea care apar peste noapte și învăzbim oamenii între ei încât li se fâlfâie de toată votarea și nu mai merg oamenii la vot. Ne jură pe la colțuri. Dacă vorbim de oameni, domnule profesor, ce părere aveți dumneavoastră de scorul pe care l-a luat Mircea Diaconu, aproape 7%? Este un om cunoscut și eu nu pot să cred că vom merge mai departe cu candidați, indiferent la care zonă, cu oameni nepregătiți și oameni care nu au făcut nimic în viața lor. Ce a făcut pentru Satul Mare această Bota sau cum le cheamă pe alea? N-am auzit, eu sunt sărmărean și nu orice sărmărean, trăiesc între oameni, cunosc oameni, mă salută oamenii pe stradă. N-am auzit de ei. Ca mine sunt foarte mulți. Și, sincer vă spun, eu vorbesc așa acum pentru că mă doare. Eu țin la oameni valoroși care să ne reprezinte pe noi. Cinstit, un partid ca și PSD-ul, în momentul de față, nu avea ce căuta să concureze cu asemenea... Ăștia nu au fost concurenți. Nici nu trebuia să facă propagandă. Tot vorbim de bani dați, aiurea, m-am uitat ce venere de-a lungul podului cu Dan Diaconescu și cu... Adică vine Satul Mare, permitem orice și încă dăm la televiziune câte o oră să vorbească. Pentru ce? Dacă interesează de televiziunea numai banii, atunci n-am făcut absolut nimic. Emisiunile astea sunt date pentru oameni valoroși. Vine un om de nu știu unde care n-a fost în Satul Mare decât de două ori în viața lui să-mi spună mie cum trăiesc sărmărenii și să-mi dea mie lecții despre felul cum să am atitudine în campania electorală și cât de bine, mult, ce mult bine ne face el. Este inadmisibil să mai permitem așa ceva. Democrația e democrație, dar când se face un partid trebuie să respecte niște legi impuse de populație și nu grupulețele ne conduc, care, cinstit, se trezesc peste noapte că-s mare partid. Da. Sincer vă spun, eu mă bucur că dezbateți problema asta, dar luați-o din prisma, din punctul de vedere al cetățeanului. Da. Cetățeanul nu este mulțumit cu această propagandă electorală dură și mizerabilă. S-au și văzut după rezultate. Îi respect pe UDMR, îi respect
a făcut o propagandă civilizată și au văzut de treaba lor, au discutat între ei și la televiziune s-a văzut imediat că sunt educați. Da. A vorbit frumos, ăsta este ținta noastră, dacă reușim bine, dacă nu, mulțumim populației și vom fi în continuare pentru a ne face datoria față de cei care ne votează. Da, nu... mulțumim, domnule profesor, pentru intervenție. Intervenții, sigur că da, toate foarte pertinente, dar dacă îmi permiteți, domnilor, care, repet, ați avut toți intervenții foarte pertinente, premiul, dacă sunt de acord și colegii mei, merg către doamna Paula, fiind singura doamnă. Acum, domnilor, nu, să nu vă simțiți cumva supărați, dar așa e mai politicos, să oferim doamnei. Doamna Paula, mâine vă așteptăm la sediul televiziunii ca să vă ridicați premiul. Am să închei cu un mesaj pe care l-am primit acum din Odoreu. La Odoreu s-a votat Silaghi pentru că a demonstrat că poate face treabă. Un deputat începător până găsește ușa de la baie în Parlament, trec cei 2 ani de mandat. Cu ce poate ajuta un deputat începător Odoreul? E semnat Marius, l-am primit de la Odoreu și, mă rog, să știm de ce a votat sau de ce s-a votat și cum s-a votat la Odoreu. Eu le mulțumesc colegilor mei, Ciprian Bâtea, redactor șef la Gazeta de Nord-Vest, și Florin Dura, redactor șef adjunct la Gazeta de Nord-Vest. Vă mulțumesc vouă, stimați telespectatori, că ați fost ca de obicei alături de noi. Doamna Paula a câștigat premiul, mâine vă așteptăm la secretariat după ora 12 să veniți să ridicați. Cam aceasta a fost emisiunea noastră. Vă mulțumesc dumneavoastră că ați fost ca de obicei alături de noi. Nu uitați, la ora 20, cele mai tari știri, știrile Nord-Vest TV. O să vedeți știri interesante și cum s-a dizolvat organizația județeană PNL, dar și cum se mai poate dansa și face mișcare la 88 de ani. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Ăia hoți, ăștia hoți, mama lor la tot.